Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă pe canalul de YouTube. Astăzi o să facem împreună cel mai bun orez pe care l-ați mâncat vreodată. O să facem orez cu arahide. E atât de delicios încât dacă iei o gură, nu te poți opri până când nu termin toată oala, tava, tigaia în ce o să gătiți voi. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Bineînțeles, trebuie să menționez și că se face extrem de ușor. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de ceapă, eu astăzi am ceapă verde, dar puteți să folosiți orice fel de ceapă, 2 morcovi, o cană de orez, de care doriți dumneavoastră, un pumn de arahide, 5 linguri de sos de soia, o lingură de unt de arahide, 2-3 căței de usturoi, sare, piper, eu am piper roșu, un pic de ulei în care vom căli ceapa și la final decorăm cu pătrunjel. Câteva ingrediente extrem de ușoare. Hai să ne apucăm și de treabă. Mai întâi, bineînțeles, tocăm ceapa și o punem la călit. Am pus ceapa la călit, o să curăț morcovul și o să-l tai cubulețe și am pus apă la încălzit pentru orez. Orezul o să-l punem la fiert, foarte simplu, fără nimic pe el și îl lăsăm să-și facă treaba. Eu de obicei la o cană de orez pun 2 căni de apă, dar bineînțeles că puteți să urmați instrucțiunile de pe ambalajul orezului și să vedeți exact ce vă indică acolo, pentru că depinde de tipul de orez, de bob, știți noastră. Da? Deci apă la fiert pentru orez, așteptăm să fiarbă, când începe să fiarbă îmi pun și orezul, ceapa se călește și acum tai și morcovul. Eu am morcov bio, morcov de țară, e bine că o să dea o aromă așa un pic dulceagă orezului nostru, să vedeți, o să vă placă. După ce s-a călit ceapa, putem să adăugăm și 2-3 căței de usturoi. Și după aceea, imediat punem și morcovul și îl lăsăm să se facă. Ia să mă ocup și de usturoi. Cheers, prieteni! În pauză ne-am permis și noi să bem un pahar de vin, că așa e în bucătărie, cu voie bună și cu veselie. Orezul nostru e în proces, fierbe. Morcovul îl lăsăm să se facă până când se caramelizează așa ușor și e moale. Și în momentul în care s-a muiat morcovul, putem să punem 5 linguri de sos de soia și o lingură de unt de arahide. Cheers! O să punem și un pic de sare, dar doar un pic de gust, pentru că știți că sosul de soia e destul de sărat. Și piper roșu. Tăiem și câteva arahide pe care le adăugăm în tigaie. Doamne, arată deja foarte bine ce am făcut noi acolo. Nu vă fie frică să experimentați. Nu știu dacă ați mai mâncat până acum orez cu arahide, dar credeți-mă, o să vă placă foarte mult. Nu sunt 100% sigură ce influențe are această rețetă, care sunt originile, cred că undeva în Asia, că de obicei acolo se mănâncă alune prăjite sau noodles cu alune, orez cu alune. Ei, în stilul acesta facem și noi azi.
orezul este fiert, legumele și sosul sunt gata. Putem să le împreunăm, după care decorăm cu câteva alune, un pic de pătrunjel și savurăm. Yay! Ați văzut ce simplu și ce delicios! Dragii mei, orezul este gata, l-am gustat, e minunat, așa cum așteptam să fie. Puteți să-l serviți simplu sau alături de o bucată de pește sau o bucată de cărniță, ce vă place dumneavoastră. Sper din suflet să îndrăgiți această rețetă, să o încercați și să o împărtășiți cu cei dragi și dacă o să vă placă, bineînțeles să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez. Noi ne vedem data viitoare, să aveți poftă bună!